Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Cred că suntem în 8 februarie, cred, nu sunt convinsă, dar în dimineața asta am ajutoare. Bună dimineața, Bianca, bună dimineața, Rosi. Bianca, suntem în 8 sau suntem în 9? 7. Da, ai de viața mea, e doar 7 februarie. Vai, câte zile mai avem până la San Valentin și până la Dragobete. Dragii mei, rămânem ancorați în iubire, pentru că suntem în luna lui februarie și nu ne lăsăm, iubim, iubim, noi iubim în fiecare zi, dar luna aceasta o dedicăm iubirii, în plus față de celelalte luni, pentru că luna viitoare o să dedicăm mamelor și femeilor și tot așa, uite, ne găsim un scop în a face ceva deosebit. Știți, eu mereu spun așa și vreau să cred că pe pământ, printre noi oamenii, ăștia, mergători în patru picioare, există îngeri. Și vreau să cred că Dumnezeu lucrează prin oameni și că atunci când dăm de greu, Dumnezeu ne arată calea, știți, și ne scoate în cale câte un înger de om. Ama există situații speciale în care găsim îngeri în patru picioare. Îngeri care ne duc cumva într-o altă lume, într-o lume mai bună, într-o lume mai curată, pentru că ei, dragii mei, cei despre care vom vorbi în această dimineață, cei care ați văzut postarea mea, știți deja că am un invitat special. Ei, dragii mei, necuvântătoarele, noi le spunem prietenii oamenilor, ia uitați-vă la el, e de o frumusețe rară și spunem bună dimineața și el e Șuier, dragii mei, este un cățel. Bună dimineața! Și lângă cățel el e colegul meu, Șuier. De fapt, pe el îl cheamă Moonlight Fall Spirit Dirty Mind, are un nume mai lung și i-am dat porecla asta și numele ăsta de Șuier, uite, vezi, se simte ca acasă, deja s-a întins, din alea, hai mă, stai frumos, stai un pic șezi, hai să te vadă, așa, hai, uite, vezi? Uite, ia uitați-vă, da. Dragii mei, el e îngerul meu păzitor, el e colegul meu, exact cum ai spus tu mai înainte, și el este un proiect pentru mine, cred că exact cum ai spus, de suflet. Eu toată viața mea mi-am dorit să am un câine lup cehoslovac, adică dacă o să uitați la mine pe Facebook, în 2012 îmi puneam cover cu un câine lup cehoslovac, tot timpul mi-am dorit, a fost o provocare, a fost o provocare pentru mine ca dresor, ca ajutor instructor dresor, pentru mine ca iubitor de animale, pentru mine ca... Atunci am început să desfășor un proiect referitor la Dacu Călător și nu se integra nicio rasă de câine mai bine decât câinele lup cehoslovac în proiectul ăsta cu Dacu Călător, pentru că toată lumea știe simbolul și standardul de luptă al dacilor, era un cap de lup cu trup de șarpe, ceea ce noi și astăzi avem pe stema orașului. L-avem pe Decibal cu steagul de luptă, adică suntem singurul oraș din România care are două statui a lui Decibal și cea centrală la cal este cu steagul de luptă, adică au fost mult mai multe elemente care m-au făcut să spun că acum e momentul să iau și eu în sfârșit un câine lup cehoslovac. Foarte frumoasă poza, mulțumesc, Rosi, l-am lăsat, dragii mei, să se prezinte. Și-a făcut o prezentare, nu știu cum, așa, în stilul lui caracteristic. Foarte mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți pe Alin, noi îi spunem amigo. În această dimineață, alături de mine la Dale Dimineții, Alin Nuț,
și prietenul lui Șuier. Și coleg. Și coleg, zice Alin. Acum, dragii mei, totul a început de la o postare de-a lui Alin, vreau să-i dau citire. Alin e așa, cum noi poate nu reușim să fim cu adevărat în viața de zi cu zi. Câteodată, asta nu-mi iese tot timpul. Îți iasă foarte bine. Spune așa, viața înseamnă alegeri, pentru că fiecare alegere este o consecință. Poate că alegerea nu este întotdeauna corectă, dar trebuie să fie a ta. Asta e libertate. Foarte frumos spus. Mulți dintre dumneavoastră știți că el e un om de televiziune. Chiar spunea în această dimineață, când a intrat pe ușa studioului, că câți ani îl leagă de meserie alături de Rosi, colegul meu, de Nicole, de colega noastră de pe știri, de Petronela Tămaș, ne întâlnim de foarte multe ori în oraș și prietenia lor frumoasă mi-a atins sufletul, pentru că eu așa l-am cunoscut pe Alin Nuț, zis amigo, e foarte bun prieten cu Corina, o salutăm și spunem bună dimineața și îi mulțumim tuturor pentru tot ce face pentru noi, pentru că uite aceste întâlniri miraculoase cu oameni frumoși, cu suflete frumoase și cu aceste necuvântătoare care ne respectă, dragii mei, mai mult decât noi respectăm, o spun de fiecare dată când avem, de câte ori am ocazia, pentru că ei, dragii mei, căței, se simt jigniți când un om cu sufletul urât îi spunem, ești un animal. Jignim animalele, pentru că ei sunt buni, ei sunt curați, sunt aproape de noi. Eu te-am văzut cu Șuier de foarte multe ori, la foarte multe evenimente. E atât de blând, dragii mei, nici măcar n-am auzit de când am venit. Mă așteptam să fie, dar nu are... E somnic, că l-am trezit de dimineață, așa cum v-am obișnuit. Emisiunea este în direct, dragii mei, și salutăm pe Edi Hinț, care e alături de noi. Bună dimineața, Edi, scrie 7. 7 fix vrei să ne spui? Sau ești plecat, Edi? Dacă ești plecat, drumuri bune. Adrian Mureșan de la Hunedoara e alături de noi și Daniela Enea. Bună dimineața, Daniela! Și mulțumim, dragii mei, că sunteți alături de noi, așa, de la 7 fix. Să vedem cine e dacul călător, pentru că, spre deosebire de personajele pe care le întâlnim în viața noastră la evenimente, știți că fiecare dintre noi la un moment dat în viață jucăm un rol. Alin parcă, nu știu, face diferența între a juca un rol și a te transpune direct în ceea ce îți dorești cu adevărat. Da. Și hai să luăm cu începutul, Alin. De ce dacul călător? Dacul călător a venit ca proiect, să-i spun așa, după campania din 2020. În 2019 a fost o fracțiune de secundă, cum să vă zic eu, un moment care m-a marcat, zic eu, foarte tare, dacă m-am decis de atunci să merg doar pe linia asta. A fost un moment când am văzut pentru ultima dată pe cineva și am stat de vorbești ca de vorbă, ca om cu om. Mi-a spus că în momentul și în perioada aia și în timpul ăla nu putea să fie, nu avea loc de empatie. Sincer, era un cuvânt așa care pentru mine, nu, acum l-auzim din ce în ce mai des, din pandemie, de când a început războiul, auzim din ce în ce mai des cuvântul ăsta, empatie. Dar pentru mine în 2019, minutele alea când tot auzeam chestia asta, că nu poate să fie în momentul și în postura aia cineva capabil de empatie, mi-am dat seama că tot ce trebuie să... Pe mine m-a afectat atât de tare încât eu am zis, băi, eu o să caut să tot ceea ce fac, să fac într-o stare de emoție, să vorbesc, să mă comport,
Pentru asta, sincer, acum eu am fost un om credincios, dar nu eram prea dus eu la biserică. Acum să mă ierte Dumnezeu și părinții și prietenii și cunoscuții, care pe marea majoritate i-am cam dezamăgit. Și din cauza stilului meu, că aveam un stil mai altfel, cine mă cunoaște din copilărie știe. Mai libertin, să spunem așa. Da, da. Ai și câteodată vulcanic, viața. Da. Și din momentul ăla am zis, bă, trebuie să fac o schimbare radicală și să caut un mod de viață. Și am început eu să merg la biserică, în special la mănăstiri, că aici în oraș nu prea îmi place că aici vin foarte mulți oameni fățarnici, ai impresia că... Hai să nu-i judecăm. Eu nu-i judec, dar... Că nu-i karma. Da, da, nu-i judec, Doamne ferește, dar îi văd în alte posturi decât și în cele de la biserică. Și am ales să nu mă duc între oameni care îi cunosc și să mă duc în locuri unde nu cunosc pe nimeni și doar să-mi caut eu liniștea mea. Și am cunoscut un călugăr care, dacă se poate, chiar îi zic că e părintele meu duhovnic și mă înțeleg foarte bine, și el a fost jurnalist, părintele Eftimie, și am început eu mai multe lucruri și să povestesc și am început să trec într-o stare de, cum ar veni, de trăire a momentului. Și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult expresia de pace și bucurie. Și de atunci, din 2019, chiar în 2020, în campania electorală, am avut slogan de campanie, fără ai din ce ai, și mi-a plăcut mult asta cu pace și bucurie, pace și bucurie. Încercam tot timpul să intru în starea cuvintelor astea. Da. Și o trece campania electorală care a fost doar în pace și bucurie, atunci m-am împăcat cu oameni care toată lumea ar fi crezut că nu m-aș fi putut împăca, am început să lucrez cu oameni care toată lumea spunea că nu mai am cum să lucrez cu oamenii ăia, se termină campania, a fost una dintre cele mai curate exerciții ale mele, fără să jignesc și fără să atac și fără să fac ceva care să nu fie în pace și bucurie. După ce s-a terminat campania, de ziua mea m-a sunat o fostă colegă de la un trust mare de televiziune și mi-a zis că au nevoie de un DAC. Nu aveam barbă, nu aveam... Dacă am de unde să fac rost de un echipament și datorită felului și timbrului nostru și accentului nostru de aici din zonă, noi vorbim altfel puțin față de cei de la București sau cei din alte regiuni ale țării. Și mi-a zis că are nevoie de genul ăsta de look, mi-a trimis un bărbos din ăla, știi cum vezi, peste tot în vikingii. Și de ziua mea a fost cel mai fain cadou în 13 noiembrie în 2020, când eu m-am hotărât, bă, gata, asta o să fac. Era un job pe o perioadă de timp, ca și DAC. Am început, mi-am cumpărat, mi-am făcut echipament și mi-am făcut jobul care trebuia să-l fac ca și DAC. Chiar am participat la prima emisiune Stand Up Revolution, un proiect al lui Ai Umor, îmbrăcat în DAC. Bine, au apărut după un an și ceva, după pandemie, atât ori tăiat din rostul ăla care l-aveam, am avut scris de un om celebru care scrie rosturi și texte pentru emisiuni și seriale de mare impact în România. Adică era foarte ok. Și după ce s-a terminat jobul ăla, am zis, bă, ce mai îmi lipsește? Mi-am luat armură, mi-am luat echipament. Cu ocazia asta vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din Terra Dacica care m-au ajutat. În 2019 mi-am depus cererea de a mă înscrie în Terra Dacica. În 2020, la sfârșitul anului, cred că prin decembrie, am fost și admis. Și acum trebuia să aduc tot timpul câte o noutate echipamentului și înfățișării mele. În același timp aveam nevoie să învăț un limbaj de specialitate, ce înseamnă echipamentul care îl port, ce înseamnă armele, știu eu, orice altceva. Și să țineți de viață cu dinți ca lupul e pradă. Să aveți prungi mulți. Să vă trageți pe brânci, să răbdați de foame prungii, să-i dați la școli. Câini, toată viața mea am avut câini. Nici nu eram la școală și aveam câini. Porecla asta de amigo mi se trage de la un câine care și el a fost foarte celebru, nu a fost dresat de mine, eu l-am luat la un an și ceva, era un câine foarte, foarte dresat și îl luam peste tot cu mine. Și el era amigo și din clasa 7-a am porecla asta, care uite, acum am 45 de ani
Și mulți înainte. Mulțumesc asemenea. Și am aceeași poreclă din copilărie. Și tot de la un câine se trage. Era unul dintre cei mai dresați câini care i-am văzut eu. Și a ajuns la un an și ceva să fie câinele meu și până la 13 ani, cât a murit, a fost tot timpul cu mine, oriunde. Cred că mergeam și la școală, mă credeam pistruiatul în generală și în liceu era o modalitate de a mă proteja. Eu nu sunt un tip așa forțos, nu am făcut eu sport de contact sau nu. Eu am fost cu stilul meu amigo, mai prietenos, mai cu vorba. Ajungem în 2020, caut vreo câteva luni un pui de câine lup cehoslovac. Era visul meu din copilărie să am o astfel de rasă. Toți prietenii și cunoscuții mei din mediul ăsta de instructor, dresor, de câini, spuneau, bă, nu are rost. Cehii sunt foarte extremi în comportament, ori sunt foarte sperioși, ori sunt foarte agresivi, nu are rost. Eu interacționam și eram ca și renector, tot timpul, ai văzut la toate festivalele, oamenii vor să facă fotografii cu tine. Și, bineînțeles, era poze cu maimuța, cum se zice. Da, de ca la o glumă, da. Hai să facem poze cu, da, maimuța. Uite că mi-am făcut freză invers, nici nu mai știu că mă uit în ăsta și nu mai știu, da, acum mi-a revenit. Acum ești bine. Da. Și în sfârșit era momentul, trecusem de etapa de a câștiga pacea internă, de a vorbi și de a interacționa cu oamenii doar în pace și bucurie, era momentul ca din punct de vedere a unui instructor dresor să fac un gest șocant pentru lumea noastră, ceea de a face dintr-un câine din rasa lui un câine de terapie. În România nu mai există, în Europa nu cunosc și am tot căutat, nici nu cred că mai este. Eu știind că rolul nostru era cel de a sta la fotografii, l-am găsit pe Șuier după vreo câteva luni, chiar în iulie, când 13, am insistat să-l iau în 13, pentru că așa ne-a adus soarta după câteva luni, îmi spune cineva, bă, dar este la Hunedoara, este o canisă renumită, este Adina Chitic, care este printre cele mai premiate canise pe rasa asta. M-am dus, l-am găsit, avea 6 luni și ceva. L-am ales eu din punct de vedere, vedeți că el e foarte fotogenic, îmi place maxim că el se simte ca acasă. E doarme, total. N-are. Hai mă, deci, mai trezește-te, vorbește cu noi, stai aici. Și îl găsesc acolo, l-am ales dintre toți frații. În 2018, canisa Moonlife World Spirit, Hunedoara, de la doamna Adina Chitic. Când i-am spus la doamna Adina că asta vreau să fac cu câinele, câinele să mă însuțească peste tot unde mă duc ca renector și să facă lumea fotografii cu el, a zis, bă, no, mult succes, mult succes, adică, nu, era destul de, nu-ți vine greu să de crezut că un câine din rasa lui, da, poate să se acomodeze. Dar de ce e atât de greu? Pentru că el este o rasă hibridă. El nu este o... Seamănă cu un lup. Nu. Ce, iubire? Hibrid. Așa. Ca să, hibrid e atunci când două specii diferite, nu două rase diferite. Că mai sunt alte rase, înțeles, cum e Dobermanul, cum e Rottweilerul, cum... Sunt multe alte rase care provin din încrucișarea a mai multor rase. Dar el este din două specii diferite. În 1952 și 54 se ia decizia ca în Cehia, ca pe zona de graniță, undeva în munți, sus acolo către Tatra, fiind condiții foarte grele meteorologice, să se facă o rasă care să, cum ar veni din punct de vedere fiziologic, să poată depăși condițiile meteo de acolo, să fie mult mai rezistent, să fie mult mai... Și cehii încep un experiment militar în 1952. Gândiți-vă că din 1952 până în 1994, când a fost omologat ca rasă, el e o rasă de câine, ei au făcut încrucișări succesive și, bineînțeles, după planul lor de cercetare, între un lup carpatin, între lup carpatin și ciobănesc german. Și ciobănesc german și un câine din rasa ciobănesc german. Și automat el nu se comportă și el arată ca un lup, dar el nu se comportă ca un câine.
El de multe ori, ați văzut, acum vrea să doarmă, dar da, el are mișcări mai... Da, e în povestea noastră, dragul de el, se mai întoarce din când în când. Colegii mei se mișcă în platou, da, ca să Rosi și Bianca, iar el e foarte atent, se uită așa surprins, ca și când eu, nu, care ar fi rolul meu aici în emisiune, nu cred că o să-l auzim lătrând în această dimineață. Rasa lor oricum nici nu latră. Vreau să mai dăm citire câtorva mesaje către Bălan Cătălin. Bună dimineața, domnule Bălan Cătălin. O zi frumoasă, o zi frumoasă și ție și colegilor tăi de la ansamblu Drăgan Munteanu. Drăgan Munteanu, vă pregătiți de un mare concert. O să povestim despre asta în curând. Bunica Bianca, bună dimineața, tanti Maria, și mulțumim că sunteți alături de noi. Constantin Pandia ne scrie, bună dimineața, frumoase emisiuni, țineți-o tot așa. Cu ajutorul lui Dumnezeu, promitem că vom fi aici, dragii mei, în fiecare dimineață de la 7 fix. Domnul Virgil Sevastru ne scrie, bună dimineața, soare. Bună dimineața și dumneavoastră, sperăm să fie o zi însorită. Domnul Enea Vasile ne spune bună dimineața și noi îl salutăm și în curând ne vom vedea aici la Dale Dimineții. Avem pe cineva, Alin, care se uită la noi, nu scrie, nu știu dacă mai e, probabil că jobul ei e ora la care ea se pregătește de a merge la serviciu. Camelia Cotoară e alături de noi, salutăm pe Camelia. Nu știu dacă mai e live la momentul ăsta, Camelia, Doamne ajută. Ea e departe de casă, uneori, măcar cu sufletul, uite, este alături de noi și ea, un jurnalist din vechea gardă a județului Hunedoara. Ne leagă amintiri. Pe mine mai puțin și spun ne leagă amintiri pentru că toți oamenii din jurul meu, dragii mei, de aici, de la Hunedoara 1 TV, de când am călcat prima dată în această familie a presei hunedorene, mi-a făcut foarte mulți prieteni datorită colegilor mei și le mulțumesc tuturor pe această cale, îi mulțumesc și lui Alin, mereu a fost drăguț și mereu a fost un ajutor pentru mine. Poate el nu și-a dat seama de-a lungul anilor, dar a fost mereu alături de mine când eram pe nisipuri mișcătoare. Mi-a fost foarte drag să uite, Cami e alături de noi, sunt, vă pup și noi te salutăm, pupăm și te îmbrățișăm și tu ești iubitoare de îngeri și tu de ai căței, doi îngeri acasă pe care îi vedem în pozele de pe Facebook. Nu știu dacă știu bine, Cami chiar i-a luat cu ea când a plecat din țară. Cami, așa sunt oamenii binecuvântați. De ce vrei să-l trezești pe Șuier? O să ajungă să sfore aici. Aha. Atunci să-l mai trezim un pic. Dacă trezim, se trezește lumea și se uită, ori mă, acum e culmea. Așa sunt oamenii, suflete, animalele iubesc oamenii cu suflete mari. Eu așa spun că oricât ai fi de supărat pe viață, în momentul în care îl întâlnești pe Șuier și pe Alin prin oraș, parcă lucrurile se schimbă. Da. Nu vrea. Și lasă-l, te rog frumos, să facă ce vrea el. Da. Așa, mamă. Uite, ați văzut cu ce ochi se uită la mine, Doamne, e de-a dreptul minunat. Alin, în viața asta... Trebuie să termin. Deci am început pe Șuier în 13 iunie. Vreau să spun că Șuier e născut în 13 decembrie. Și eu sunt în 13 noiembrie. Și în data de 13 l-am luat. L-ai luat. De la doamna Adina Chitic. Eu cred că am fost de mai multe ori până ne-am obișnuit, la Canisă și mulțumesc pentru toate sfaturile și pentru tot ajutorul care l-am primit ca el să devină atât de echilibrat și atât de good citizen, să spunem așa, adică un cetățean bun, acum fix, e șod, el are niște fețe din astea și nu ar fi putut ajunge în starea asta atât de
relaxată și în orice mediu, dacă nu ar fi fost pregătit de când e mic. Asta înseamnă un bun crescător și vreau să-i mulțumesc la doamna Adina Chitic. Acum, eu l-am luat marți. Chiar marți l-am scos pentru ultima dată, că l-am mai scos, a fost o perioadă de acomodare, dar marți l-am luat într-o marți, să spunem așa. Vineri a fost primul festival. A fost primul festival la care a participat, la Giugiu, alături de colegii din Terra Dacica și m-a impresionat că el, în copilăria lui și în felul lui de a fi, a interacționat foarte fain și vedeți că el e un suflet atât de blând prin o privire, prin comportament, e prin total. Orice. El se vede că, bă, eu-s blând, voi faceți ce vreți, dar eu-s blând. Și a avut un impact uriaș și acolo asupra copiilor. Am cunoscut un domn m-a ajutat un prieten de-a meu să cunosc un domn care deschidea un mare parc de distracții lângă Hațeg. Am avut și un contract de 2 luni în care am promovat acel parc de distracții. Asta se vede el între copiii în largul lui. Și două luni de zile noi aici sunt alături de Lupii Lucalancea lângă Chișinău la Festivalul Lupilor. Două luni de zile am mers la evenimente și în locuri unde promovam acel parc de distracții. Și le mulțumesc din suflet, dacă se poate, eu chiar aș vrea să-i spun că sunt oameni cu care am interacționat și cu care Dinosaur World Transilvania e un parc renumit de la poalele muntelui Retezat și le mulțumesc familiei Young și lui Radu care au făcut acestea. Aici e o fotografie alături de frăția ortodoxă cu care peste 2 ani de zile părintele Eftimie inaugurarea unei troițe. Puțină lume știe că un dac a fost până la Roma, pe jos, să-l convingă pe împăratul Romei să numeroteze anii de la zero odată cu nașterea lui Iisus Hristos. Asta puțină lume știe, iar această troiță este adresată sfinților din acea perioadă și multe lucruri faine am învățat. Aici sunt alături de o trupă de copii la Sarmi Segetuza. Da, deci noi am interacționat și a fost prietenul tău, Cristian Damian, da. Dăm citire și mesajelor. Lăsăm pozele, nu le scoate, lasă-le pe ecran, te rog. Și din când în când Neața Șuier, ai reușit să-l trezești pe Leamigo? Da, te salutăm, Dani, alt dac. Virgil Cimpoeru îți scrie bună dimineața. Și ne scrie salutăm. Sebastian Mercurian, vreau să dau citire mesajului, vă salut dragilor, felicitări Ioana pentru invitații, sunt foarte faini, da, adevărat, Sebi, un prieten de-al nostru care a susținut minunat. Proiectul, e un om extraordinar, a susținut proiectul nostru cu Dacu Călător și Șuier, chiar tricourile care au fost date ca premii în anul 2021 la DACFest. Așa. El le-a achiziționat și le-a susținut și le-a donat către organizatorii DACFest pentru a face concursuri și premii pentru copii și îl salutăm cu ocazia asta că e un prieten apropiat și drag. Și drag oameni... nouă și îl așteptăm aici de câte ori are ocazia să vină la noi. A mai fost chiar în primele ediții ale tale dimineții, Seba, oricând cu dragă inimă când treci prin Deva, între 7 și 8 dimineața, nu e nevoie de invitație, te așteptăm în direct aici alături de noi. Seba a lansat o provocare când a fost în emisiune. Noi, cei care astăzi locuim în județul Hunedoara, eu nu sunt hunedoreancă, tu ești, dar sunt mândră că astăzi sunt hunedoreancă și Seba a lansat o provocare pentru invitații mei să spunem cu mândrie: un hunedorean mândru sunt. Un hunedorean mândru. Uite, scrie Seba aici. Eu chiar oameni faine. Vă pup cu drag și noi te pupăm, Seba. Chiar sunt un hunedorean mândru. Așa. Dacă eu m-am transformat fiziologic, mental și sufletește, sufletește,
ca să reprezint și să mă identific cu locul în care eu m-am născut și simbolurile locurilor astea. Adică eu am dus un pic în science fiction toată ideea asta de Duck Călător, de lupul șuier, de legenda lupului șuier al lui Decebal. Deci eu am făcut din asta un mod de viață. Eu chiar sunt mândru. Și pe perioada acestui exercițiu am cunoscut oameni extraordinari. Oameni care m-au ajutat și s-au implicat cum oameni nu pot să-și imagineze. Gândește-te că noi, alături de Terra Dacica sau alături de Lupi Luca Lancia sau alături de cei de la History sau alături de cei cu apa, cu cea mai mare concentrație de aur din lume, care izvorul este tot din județul Hunedoara, alături de Sandra N., care cu spirit de Dac am ajuns la peste 10 milioane de suflete de români. Adică eu chiar sunt mândru, adică doar videoclipul lui Sandra... Ia uitați-vă, dragii mei, ce poză, e superbă! Asta este fata lui Cristi, lui Damian. Și aici era printre primele festivaluri, adică în 2021, Duckfest-ul. Aici este o acțiune de la Sarmisegetuza alături de cei de la Direcția de Promovare Turistică a Monumentelor Sarmisegetuza cu ocazia zilei de 1 iunie. 1 iunie, unde am avut un record. Vedeți toți copiii ăștia. Am un TikTok cum toți deodată la ating pe șuier. Am un record cu 50 de ochișori, 50 de de mânuțe. Mai multe, că ori doi, 100 de mânuțe. 100 de mânuțe. 50 de copii l-au mângâiat deodată. Deci noi am atins anumite extreme ale subordonării, ale coordonării, ale între instructor și câine. Gândește-te că am făcut cu ocazia Festivalului Cetăților Dacice de la Costești, am făcut un exercițiu. Eu nu sunt circar, eu nu sunt doar dresor, dar băiatul care dresa caii la inițiativa lui Laura Oană, o altă colegă de-a noastră. De-a noastră, salutăm pe Laura. Am pus lupul pe cal, calul fiind jos. Adică cei care ne urmăresc și se interesați de mai multe din filmulețele și din nebuniile astea, în ghilimele, care le-am făcut noi, oriunde, pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, găsesc sub hashtag-ul suier, găsesc o groază de informații și evenimente. Gândește-te că câinele ăsta a zburat cu balonul cu aer cald. Gândește-te că am călătorit aproape în toată Europa la târguri de turism sau la evenimente de reenactment. Sau tu gândește-te că el nu e doar un simbol, nu e doar un cățel cu minte așa. E mai mult de atât, e o imagine care trezește în fiecare dintre oameni, are un mesaj subliminal pe subconștient mai puternic decât 1000 de cuvinte sau mai puternic. Aici e în Chișinău, alături de Lupi Luca Lancia, unde am stat o perioadă. Guz, fratele nostru Guz, Alex, care pentru muzica românească, pentru tradiții, pentru modul de a... statuia lui Ștefan cel Mare, la fel cum avem noi pe Decibal, ei mai aproape de... Dar și ei sunt daci. Sunt festivaluri foarte wow. Aici eram la niște filmări ale Sandra N. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat în decursul anilor ăștia, 3 ani... Șuier lucrează de la 7 luni, da? El lucrează de la 7 luni, de-abia am împlinit 3 ani, dar cum ar veni aproape weekend de weekend am făcut câte ceva. Le mulțumesc tuturor, în special Sandrei și comunității de daci, în care toți dacii posibili îi avem noi pe conturile de TikTok, pe conturile de Facebook, pe conturile de Instagram. Am avut o perioadă când am făcut Născuți Deci vreau liber. Să-mi povestești, oprește-te o secundă. Deci, dragii mei, nu putem să dăm TikTok-urile cu sunete pentru că ni le oprește cei care verifică rețelele de socializare. Dragii mei, căutați, merită, pe TikTok, am văzut postarea și pe Facebook. Vreau să-mi povestești despre acest filmuleț. Deci nu se poate. Sunteți geniali, sunteți minunați. Așa... Da. Unde sunteți acolo? E clar că e o reclamă, lucram, ceva. Da, lucram pentru o perioadă, că noi avem contracte scurte, o lună, 2 luni,
Noi nu am lucrat. Da, își face loc numărul, așa. Da. În momentul ăla lucram și promovam echipamente de la, pot să spun nume, e ok? Da. La o firmă de chingi de la noi din Deva. Și în ziua aia era o extragere. Chingi, o firmă de chingi. Și era o extragere online care așa s-a întâmplat a fost exact de ziua mea. A fost de ziua mea. Eu îmbrăcat frumos la costum, da? Costumul de... L-am mai îmbrăcat în campanie electorală de vreo două ori și am zis că îl țin pentru mormântare sau pentru știi cum... Da, era de ziua mea și am făcut o extragere și chiar toate erau așa, într-un film. Foarte frumos. Dar toate lucrurile astea, toate, ca să concluzionez înainte de a, nu știu cât timp mai avem și eu știu că vorbesc mult, ca să concluzionez puțin, toate elementele astea, toate trăirile, toate evenimentele unde am fost, toată experiența asta din ultimii 3 ani am făcut-o cu un singur gând. Că oamenii cu care interacționăm noi să le trezim ceva românește, să le trezim ceva, cum să vedem, un sentiment patriotic, un sentiment de mândrie națională, locală. Să știți că de multe ori am auzit că patrioții sunt doar la un partid sau la altul. Noi exerciții de genul ăsta, uite, Irosi aici lângă noi, noi am fost așa dintotdeauna, adică indiferent de curentele politice. În zilele de azi sunt mai mulți patrioți. Sunt patrioți și oameni care n-au fost niciodată patrioți. Acum sunt patrioți. Dar noi am făcut lucrul ăsta înainte de a se înființa partidele astea și cred că o să-l fac până când o să mor. Eu iubesc și sprijin tot ce este românesc. Iar cu ocazia asta am văzut că devenim din ce în ce mai... Vezi tu, e o problemă de comunicare între oameni. E o problemă, vorbim prin emoticoane, cu toate că avem telefonul tot timpul la noi, câteodată răspundem, câteodată nu răspundem. Pierdem comunicarea asta față în față, știi, să ne uităm în ochi unul la altul și cel mai bine se vede la copiii din generația celor care acum au 35-45 de ani. Iar noi peste tot unde am fost și în toate evenimentele unde am fost, noi am încercat ca prin prezența noastră să aducem și o parte educativă. În 2021 cu cei de la Dinosaur World Transilvania chiar am fost pe scenele unor evenimente mari naționale unde erau scene dedicate părinților cu copii mici. Aici e la arenele romane. Și de fiecare dată când vedeam copii mici sau când ne plimbăm noi pe stradă și azi noapte la 9 mă plimbam, le spuneam părinților de copii, de obicei până în gimnaziu, cum se interacționeze cu un câine. E foarte important că acum suntem la o televiziune și poate această emisiune e vizualizată de mulți acum sau o să fie de mai mulți mai târziu, dar să știe să-și învețe copiii sau sunt tineri care nu știu cum se interacționeze cu un animal. Când te întâlnești cu un animal pe stradă, nu alergi, nu zbieri, nu faci gesturi bruște, pentru că e un animal. Oricât de dresat ar fi, oricât de subordonat ar fi, trebuie să ținem cont că e un animal. Dacă mergem la cineva în vizită și încercăm să interacționăm cu un câine, nu punem mâna de sus, e un gest de dominație. Uite, pușuier mă pup acum, da? Încercăm să ne lăsăm la nivelul lui, să venim din față, să întindem, și când întinzi mâna, să o întinzi așa, ca să nu fie un gest ostentativ, pentru că e un animal. Cei mai mulți oameni mușcați în ultimii ani au fost de către căței mici de companie. De ce? Ăla dormea și a venit copilul, a intrat în casă bucuros, s-a dus pe câine. Păi dacă el doarme, nimănui nu-i convine. Adică trebuie să avem grijă la formele astea de educație. Pentru că un copil care știe să interacționeze și să respecte un animal, cu siguranță va fi un om mai bun între oameni. Cu siguranță ați văzut că toți criminalii, indiferent că sunt serie sau în paralel sau toți ăștia care sunt violenți, au forme de agresivitate asupra animalelor. Cu animalele încep și apoi trec la oameni care nu se
se pot apăra. Corect. E bine, formele astea de educație, am văzut chiar acum a pornit în județul Ilfov un proiect de educație a inimii, a sufletului. Adică de ce trebuie să fim conștienți de câinii din adăpostul de lângă Deva? De ce trebuie să fim atenți la sterilizarea animalelor care nu au o valoare genetică? Apropo, Șuier aici de față este campion junior în România, cel mai frumos câine din rasa lui. Are multiple, el este primul câine din rasa lui testat TSAC, este primul câine din rasa lui testat TAA, terapia asistată cu animalele. Adică polivalența lucrurilor care pot să le fac are un punct comun. Emoția, bunătatea, empatia. Ziceam în 2019 că cineva îmi spunea, un om al zilelor noastre, că în momentul și în postura aia nu poate să fie empatic. Legătura și, dacă ne uităm, empatia asta sau lipsa empatiei se regăsește de la acte politice, de la comunicate politice, de la acte administrative, de la oportunități și business-uri. De la ghișeu, dragul meu. De oriunde. De la ghișeu. Oriunde. De la ghișeu. Și atunci trebuie să începem de la copii, să învățăm să fie buni cu animalele, să învățăm cum să interacționeze cu animalele, să învățăm cum să comunice cu ei, să învățăm orice copil care a avut câine în perioada preadolescentină, adică a copilăriei, orice copil care a avut un câine e mai responsabil, e mai comunicativ, e mai reflexiv, pentru că animalele, la fel ca un alt citat celebru, un citat celebru spune că degeaba îmi spui că mă iubești dacă nu o arăți. Câinii nu poate să vorbească, de aici îți arată iubire prin tot ceea ce fac ei ca interacțiune. Și de aici putem învăța foarte multe de la animale. De la animale putem să comunicarea non-verbală, care pentru un copil nu o să explice niciodată cineva la școală, în clasele 1-4, cum să comunici neverbal, ce înseamnă un semn de agresivitate sau ce înseamnă un semn de smerenie sau ce înseamnă... Astea sunt lucruri care se învață în familie, la școală, doar se accentuează, pentru că în zilele de astăzi vedem că profesori tineri, chiar din orașul nostru, vor să plece în orașe mai mari. Pentru că lipsa asta de comunicare, de empatie, de rădăcină și de implicare socială duce la... nu poți să avansezi nici ca profesor, nici ca dresor, nici ca nimic dacă nu ești într-o relație de politică, nășie, adică finuțe, când îți spune, dacă îți spune o profesoară frumoasă, când îți spune, bă, n-am cum să avansez aici, că ar trebui să fac gesturi nefemeiești sau cu o moralitate scăzută ca să pot să-mi păstrez postul. Adică genul ăsta, la asta se reduce. La interacțiunea cu animalele. La asta, deci oamenii ăia, dacă factorii de decizie sau oamenii ăia care fac genul ăsta de lucruri... Ar face o terapie cu animale, cu șuier? Nu neapărat cu șuier, cu orice animal. Dar dumneavoastră înțelegeți, oamenii ăștia au crescut într-un mediu în care nu au fost iubiți și n-au fost învățați să iubească. Eu am fost un copil dorit. Părinții mei m-au dorit și m-au iubit, familia mea m-a iubit, eu am avut parte de atât de multă iubire, încât la un moment dat nu știam ce să mai fac cu ea. Dar acum am învățat rostul acestei educații care din familie se trage. Și astăzi ești iubit, Seba încă se uită la noi și îți scrie felicitări, amigo. Mulțumesc, Cristi Sebastian, Damian, că și Sebi este un fost coleg de-a nostru. Cu drag, salut. Cristi Damian continuă să ne scrie. Venim astăzi să vedem cu Petronela dacă găsim veverițele. Cristi, veni să-ți țin îndevrât. Eu consider că Șuier este membru al Terra Dacica Eternă. Este un reenactor. Așa, cu drepturi depline. Asta nu mai... O apariție ce te aduce cu gândul la libertatea antichității.
Foarte frumos spus. Da, îi mulțumesc la Apașu, la colegul nostru. Da, stai, eu vreau foarte important. El e colegul, am spus tot timpul, e colegul meu. Da. Orice om care are un câine și iubește animalele, prima regulă care trebuie să țină minte, acum vorbesc ca ajutor, instructor, dresor, da, om care a fost primul în România la 13 ani, am fost atestat pentru... Așa ceva. Da. Și îi mulțumesc cu asta și prietenul meu din copilărie, Willy Land, dar Torino Bocăniciu, Petrică Munteanu, adică din lumea kinologiei, că urmează o expoziție kinologică în martie. Îi mulțumesc lui Cristian, dar vreau să atrag atenția la ceea ce a spus el. Prima regulă în interacțiunea cu animalele e să nu uiți că e un animal. Nu e om, nu e copilul meu, nu e fratele meu, pentru că nu e om. Eu am spus tot timpul, e colegul meu, e mai mult decât un câine, că ăsta e adevărat, e mai mult decât un suflet, e mai mult, dar nu e om. Așa a spus și Grațian Dâlșorean când a fost invitat și el... are o dragoste aparte pentru... Și trebuie să știm, 10 minute ne spune Rosi și vreau ca să vreau să spun o chestie, că încă o dată vreau să-l mulțumesc. Deci tu gândește-te că noi am mers într-un stand unde am reprezentat România la Varșovia și vreau să mulțumesc pe această cale domnului Lucian Rus. Adică noi am făcut o impresie, oamenii aia se gândeau, bă, ce caută un lup într-un târg de turism. Asta, toate lucrurile astea au plecat și de asta vreau să le mulțumesc lui Paul Cheptea, lui Lucian Panov, lui doamna Angelica Bălos, vreau să le mulțumesc lui domnul Dan Stănică, vreau să le mulțumesc pentru că eu atunci, când am fost chemat la ultimul interviu de a fi acceptat ca membru în Terra Dacica, proiectul meu a fost să duc un dac acolo unde nu ar fi avut ce să caute. Automat am dus și dacul călător, care astăzi e doar Alin, dar l-am dus și pe șuier acolo unde nu avea ce să caute. N-avea ce să caute un câine lup cehoslovac într-un zbor cu balonul cu aer cald, înțelegi? Nu avea ce să caute în Dubai la o reclamă, la o apă cu cea mai mare concentrație de aur. Nu avea ce să caute ca actor într-un docudramă de pe istorie, Aurul Dacic și... Adică noi am mers acolo unde nu aveam ce să căutăm. Voi povestea într-o altă lume. Da. Alin, ăsta e motivul pentru care lumea îți scrie. Salutări, Alin, îmi aduc aminte încă din școala generală cu cât drag te comportai cu cățelul tău de atunci. Toate cele bune, spune Someșan Cosmin. Da, e un coleg de-al meu de clasă de 1-8. Deci gândiți-vă că eu și la școală îl duceam. Atâta siguranță aveam că ăla nu e agresiv, amigo, că de acolo e porecla. Eu mulțumesc tuturor oamenilor care în drumul meu, mai am un citat care îmi place, că eu sunt câte o părticică din toți oamenii cu care m-am întâlnit și din toate situațiile în care am fost. Adică eu sunt din tot ce am trecut eu. Eu acum am ajuns și în ultimele minute aș vrea să spun despre lecțiile de istorie sau lecțiile de la școala altfel, unde cred că am avea de spus multe, chiar și de participarea la un proiect național Educație la Înălțime, unde am apărut pe cel mai... Alături de Călin Calăsan. Da, îi mulțumesc lui Călin. Și de Cristi Popa până să ne părăsească. Da, îi mulțumesc lui Călin și lui domnul Marius Toader, care am dus la unul dintre cele mai rigide posturi de televiziune din țară și cel mai vechi. Am dus un câine și am interacționat și am vorbit la o lecție specială care se desfășura și a fost transmisă în direct, ghici când. De ziua ta. Normal, de ziua lupului. Mi se pare corect, de ziua lupului. De ziua lupului. Nu plecăm încă, Alin, mai avem câteva minuțele să mai povestim amândoi. Vineri, dragii mei, 9 februarie, de la ora 19, Teatrul de Artă din Deva are invitați. Un spectacol special dedicat iubirii, soprana Diana Rad, tenorul Sorin Lupu, mezzo-soprana Denisa Iamandi, bariton Gianni Brad, bas Petre Burcă, la pian
aici mă blochez, Blocarca Ester Olah. Cred că e pe aproape. Biletele se găsesc la Agenția Teatrului de Artă și online pe site-ul, găsiți pe pagina Teatrului Postaria. Mă bucur tare că ai spus lucrul ăsta. Deci, vineri, să nu uităm, vineri 9 februarie, ora 19. Domnul Sorin Lupu, cine de care așa? Tenorul pe care l-ai amintit, Sorin Lupu, este un tenor extraordinar al României, care a cântat la mai multe opere naționale și am bucuria de a-l cunoaște și abia aștept vineri la acest eveniment să mergem să mai mulți să lupi. Să vedem mai mulți lupi. Tot în această săptămână, la Teatru de Artă, dragii mei, în data de 10, vreau să găsesc și afișul, să nu greșesc. În 10 februarie, o să revenim și mâine, mulțumesc, Rosi, da? Stați să-mi pun ocheții, că iar citesc greșit. Armand Crișan, Diana Dănilă, Aurelian Culea, în regia și grafica lui Mihai Panaitescu, plus 18 ani, dragii mei, este vorba despre Secretul Fericirii de Alexandru Popa, premieră. Cu aceste date o să revenim și mâine în cadrul matinalului, să vă aducem aminte. Asta este în 10 februarie, ora 19. Până atunci rămânem cu Alin aici, la Dale Dimineții. O salutăm pe prietena noastră, Petronela Tăma, și mulțumim că e alături de noi. Eu sigur o fi uitat pe cineva din toată... Nu contează că mai facem un matinal. Nu vreau ca să uit Petronela, pe nimeni. Petronela, bună dimineața, da, mă uit și eu la voi, vă pup și vă îmbrățișez. Asta și noi te pupăm și ne te îmbrățișăm. Și noi două ne vedem curând aici la redacție. Dragii mei, vreau să facem o recapitulare scurtă, că mai avem 5 minute. El e Alin. Da, astăzi e Alin. El e zis Amigo. El e Dacu Călător și alături de noi în platou la Dale Dimineții e Șuier. E foarte ușor de găsit. Fără ș, doar Șuier. Hashtag Șuier. TikTok, Instagram, Facebook. Acolo găsiți postări. Acolo găsiți trăiri pe care Alin le pune cu toată dragostea pentru noi, pentru noi toți cei care umblăm în două picioare pe aici, pe pământul ăsta. În exercițiu, așa, pun aceste postări în exercițiu de a face lumea conștientă, așa, că nu e de ajuns, așa, să fii cu diplome, cu nume, cu familie sau cu orice alt, cum să spun eu, indicator de performanță atâta timp cât nu ai și un suflet bun. Adică noi încercăm ca prin tot ceea ce facem noi să creăm stări și să atingem niște coarde sensibile ale sufletului, să facem oameni mai buni. Pentru că nu e de ajuns, nu e de ajuns să fii un bun profesionist atâta timp cât nu ai și un suflet bun sau ceea ce faci, nu o faci cu sufletul, cu drag, cu pasiune. Nu e de ajuns. Credeți-mă, totdeauna va fi unul mai deștept, totdeauna va fi unul mai bogat, totdeauna va fi unul mai frumos. Deci, și atunci când faci cu sufletul și faci ceea ce ai simțit tu, nu ai remușcări, nu îți pare rău, bă, așa am făcut, că așa am simțit. Dacă eu așa am simțit, sunt liber. Apropo de născuți liberi, apropo că mâine avem și noi un podcast de impact local, național, alături de Velu Călușer, avem și un podcast unde tot așa vrem să atragem atenția asupra unor lucruri și să facem paralele din istorie cu viața actuală. Îi mulțumesc lui Velu cu această ocazie, că el aduce partea de un om responsabil, cu familie, cu toate elementele care eu nu le am. Înțelegi? Eu am fost liber, eu am fost călător, eu am fost când aici, când acolo. Tu ești un Hunedoara mândru. Da, rămânem așa. Da, și sunt un Hunedoara mândru și sunt un devian 100% născut și crescut aici. Și asta vreau să spun tuturor, că în tot ceea ce faceți, indiferent că sunteți profesori, că sunteți educatori, să încercați să creați
sau părinți să faceți să creați și să educați copiii cu mai multă emoție. Asta e foarte important. Empatie și dragoste. Mulțumesc, Alin. Mulțumesc, Șuier. Dragii mei, ne luăm la revedere pe repede înainte, pentru că e gata emisiunea. Aș fi putut să stau alături de Alin probabil încă 50 de minute, cel puțin. Cei care vor să îl vadă pe Dacul Călător mai des și prietenului, colegului Șuier, am explicat, rețelele de socializare sunt pline de ceea ce fac minunat aceste două suflete. Până mâine dimineață, când vom fi aici, la Dale Dimineții, la 7 fix, în direct, dragii mei, mâine este tot despre inimi, pentru că alături de noi vine Lavinia, Asociația Inimi Generoase, și doamna doctor Kinga Vasile. Vom vorbi despre lucruri cu sufletul, lucruri care pe noi, oamenii, uneori ne duc într-o zonă de durere. Cum putem să trecem împreună peste necazuri atunci când boala ne încearcă greu? Vom afla mâine dimineață de la aceste două femei minunate, Lavinia și doamna doctor Kinga Vasile. Până mâine dimineață, eu pot doar să vă spun la unison astăzi, că l-am și pe Alin alături de mine: haideți să fim buni, haideți să găsim în noi bunătatea cu care ne-am născut, să fim empatici și să dăruim din iubirea noastră celorlalți. Că avem, trebuie doar să o arătăm, avem multă iubire. Vă mulțumesc tuturor. Vă iubim. Doamne ajută.